Nu uitați, abonați-vă și la canalul Simeon Tomiță, canalul meu principal, unde mai avem nevoie de doar 3000 de abonați și vom face milionul de abonați. Deci dacă dorești să faci și tu parte din familia noastră, cea foarte, foarte mare de 1 milion de frați, ca să zic așa, suntem cu toții niște frați, atunci abonează-te, intră pe linkul din descriere și abonează-te la canalul meu principal, Simeon Tomița, să facem 1 milion de abonați. La 1 milion de abonați voi face o piesă specială pentru voi. De fapt, deja o am, doar că aștept momentul să fac milionul de abonați și să o postez. Doar voi decideți. Cu cât mai repede facem milionul, cu atât mai repede veți vedea această piesă. Ok, iar acum haideți să-l vedem pe Moș Crăciun cel rău, după cum mi-au spus prietenii mei care au reușit să-l filmeze cu ajutorul unei drone. Eu doar v-am promis că o să postez foarte des dacă voi veți fi activi cu like-urile și comentariile. M-ați uimit foarte, foarte tare. În videoclipurile anterioare am adunat foarte multe like-uri și foarte multe comentarii, deci ați fost foarte activi, așa că iată-mă din nou cu un nou videoclip. Așa că voi fi foarte, foarte activ, voi posta zilnic, dacă și voi la rândul vostru veți fi activi cu like-urile și comentariile. Iată, vedem aici un iaz. Iarăși o pădure. Se vede aici o casă părăsită sau ce era aia, că nu înțeleg. Dar se pare că da, o casă părăsită, fără acoperiș și fără pereți aproape, ce să mai, fără geamuri, fără uși. Ce naiba se întâmplă, că nu înțeleg. Este foarte ciudat căci în pădure există o casă și părăsită. Iată, au decis și ei să se apropie puțin, însă voi priviți căci nu este nimic pe împrejur, adică de ce este făcută această casă, pentru ce? Și este și distrusă, ce să mai zic. Adică acum cu siguranță nici nu mai ajută la nimic această casă, poate a locuit cineva aici înainte, dar ce să facă singur în pădure, nu știu ce să spun. Voi doar uitați-vă cum arată, tot acoperișul este distrus. Eu nu cred că poți să trăiești într-o asemenea casă. Și chiar dacă trăiește cineva în această casă, eu cred că trebuie să fie o creatură foarte, foarte ciudată. Dar noi doar îl căutăm pe Moș Crăciun, nu creaturi ciudate, ce naibă. Sau Moș Crăciun cel rău este și el o creatură ciudată? Nu știu. Iată, are două ferestre, geamuri acolo. Nu pare nimic ciudat, doar casa în sine pare ciudată, însă nu prea cred că vom putea găsi noi aici ceva, așa că iată, au decis ei să întoarcă în altă parte. Moș Crăciun iese? De unde iese? Ce este acolo, bă? Aici trăiește Moș Crăciun, ești nebun? Păi stai, el este rău sau eu doar credeam că este rău? Uite-l, aruncă cu pietre, mă, ești nebun. Uite. Păi, dar poate este Moș Crăciun cel bun, adică nu știu de ce am spus eu rău, poate e bun, iată, are un sac. Sau el fură în sacul ăla în loc să dea cadouri, că nu înțeleg de ce are sacul dacă este rău. Unde merge? Băi, asta este casa lui sau ce? El trăiește aici sau... Băi, ești nebun! Am să întreb prietenii mei unde se află această locație, pentru că vreau să merg și eu acolo. Și ce face el acolo în casă dacă este totul distrus? Iată de unde a ieșit el, de aici, de jos. O... Prietenii mei chiar au decis să coboare mai jos să vadă. Eu sper să nu țină pe aici oameni ceva, adică dacă e rău, eu sper să nu fie chiar atât de rău. Mai e în casă acolo sau... Iată! El aruncă cu sticle spre dronă. Păi ești nebun, el este nebun. Păi ești nebun, el este nebun, într-adevăr.
Sare pe fereastră? Ce? De ce iese pe geam? Și mi se pare, mie este prea curat, adică are haine prea curate pentru casa aceasta și pentru de unde a ieșit el. E foarte ciudată toată treaba aceasta. Unde se duce? Prietenii mei de acolo, de la iazul ăla, au pornit drona. El ce, vine spre ei sau cum? Că nu înțeleg. Oare merge spre ei? Iată prietenii mei. Sunt acolo în colț. În colțul satului, dacă e un sat ăsta, nu știu. Și Moș Crăciun, iată, fuge, chiar aleargă spre ei. Băi, nu cred că se duce să-i atace sau... Mai degrabă poate niște cadouri să le dea. Cred eu, sau mai bine să mă gândesc la rău decât la bine. Nu știu ce să spun, pentru că pare ciudată treaba. Iată-l! Băi, ești prost! Se apropie de prietenii mei. Băi, este foarte periculos și ciudat se comportă acest Moș Crăciun. Eu să fi fost în locul lor, nu mai trebuia nici cadouri, nici nimic. Fugeam și alergam cât mă țineau picioarele. Oare de ce trăiești în casa aia? Care-i treaba? S-a așezat puțin jos? Băi, stai, a alergat până aici, a ajuns întrept cu prietenii mei și acum s-a așezat jos? De ce? El tot aruncă în ei. De ce aruncă? Iată și o mașină, oare ce se va întâmpla acum? Hai că nu i-a atras atenția la mașina aia. De ce? Doar pe ei îi fugărește pentru că l-au enervat, l-au deranjat. Care-i treaba? A căzut. A căzut Moș Crăciun jos. Oare n-a pățit nimic? De ce îi atacă? Nu înțeleg care este treaba. Doar pentru că a fost deranjat? Păi... Pleacă înapoi acasă, de ce n-ai băiești atât de deranjat? Dar poate e un Moș Crăciun bun, măi, și el pur și simplu dorește să le dea cadouri. De ce ăștia sunt atât de panicați, nu știu. O să le scriu și o să-i întreb pe prietenii mei, poate Moș Crăciun dorea să le dea cadouri, de ce voi ați alergat de el? Iată, se apropie de el. Băi, nu se comportă prea bine cu ei. Totuși aruncă cu pietre, e destul de nașpa. Adică pare periculos, nu știu ce să spun eu. Oh. Mi se pare că e nebun. E nebun ceva, nu este în regulă cu acest Moș Crăciun. Deci, într-un final, ei au fugit de Moș Crăciun. Moș Crăciun a rămas acolo în drum sau poate a plecat deja și el la casa aia lui. Am să întreb pe prietenii mei unde anume locuia acel Moș Crăciun, unde se află acea casă, să-mi dea locația exactă. Și poate voi pleca și eu acolo, pentru că chiar vreau să-l văd și eu în realitate. Nu uitați să scrieți voi în comentarii, credeți în existența lui Moș Crăciun sau nu credeți? Și da, poate voi reuși să fac și o piesă de Crăciun, despre Moș Crăciun. Așa că dacă doriți acest lucru, la fel scrieți-mi despre aceasta în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și atenție, nu uitați să fiți activi la toate videoclipurile mele pe care le postez și astfel voi fi și eu foarte, foarte activ, adică voi posta chiar zilnic. Eu vă iubesc și ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Până atunci, ca de obicei, toate cele bune și sănătate tuturor, aveți grijă de voi! Pa!